este foarte des invocată o posibilă remaniere guvernamentală. Președintele PSD a avansat chiar și un termen, luna iunie. Este oportună și necesară o remaniere în cabinetul dumneavoastră? În primul rând, eu n-am văzut ca președintele PSD să avanseze un termen, sincer. Un termen de discuție atentă cu privire la acest subiect. Discuție, să știți că eu, ca prim-ministru, am în fiecare zi cu fiecare dintre membrii echipei pe care o conduc. Și mă văd individual cu ei, discutăm pe fiecare domeniu în parte și încercăm și reușim, iată, după datele de care aminteați și dumneavoastră și eu, încercăm să guvernăm așa cum ne-am angajat că o să o facem în fața românilor. Eu, doar o secundă. Pornim de la ceva, de la ce discutam mai devreme, și anume că România are cea mai mare creștere economică din Uniunea Europeană. Să știți că de aici plec în evaluarea pe care o fac. Și am mai spus-o și o mai repet, monitorizez constant activitatea miniștrilor care fac parte din cabinet. Cred că totuși vorbim mult prea repede de remanieri. Și eu n-am văzut pe cineva care să spună pe mine ca prim-ministru, președintele PSD Liviu Dragnea, președintele ALDE, domnul Călin Popescu-Tăriceanu, să spună ceva legat de remanieri. A apărut așa, dintr-o dată, ca și discuție publică. Conduc un guvern care are o susținere largă în Parlament. Avem datele oficiale, furnizate de către INS. Sunt lucruri bune și, dacă îmi permiteți o comparație cu fotbalul, nu știu dacă cineva face schimbări în minutul 15 când conduci cu 3-0. Cam așa suntem în momentul ăsta, dar asta nu înseamnă, vă repet, că nu vom continua în același mod. Serios, analizăm fiecare măsură pe care dorim să o luăm, monitorizăm și monitorizez și eu și membrii coaliției, bineînțeles, fiecare măsură pe care dorim să o luăm. Eu știu că unii și-ar dori un cutremur la Palatul Victoria, dar eu asigur că doar lor le fuge pământul de sub picioare. Guvernul pe care îl conduc e extrem de stabil, are susținerea PSD, are susținerea coaliției, așa cum știți, și ne vedem mai departe de lucrurile pe care le avem de făcut pentru români.